Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Căstăian, sunt profesor de filozofie aici la Galați și astăzi am să joc un rol poate ceva mai puțin obișnuit aici la RTV Galați Brăila, anume cel de moderator și partener de dialog al unui om pe care îl admir foarte mult, îl respect foarte mult și pe care eu personal consider că suntem privilegiați să-l avem astăzi la Galați. Mă refer la domnul profesor Constantin Lomaha, care, vă dați seama, domnule Lomaha, că exact cuvântul ăla păcătos îmi vine acum în minte, mi-a venit să vă spun expert, dar domnul profesor Lomaha este mult mai mult, din punctul meu de vedere, decât un expert. Este profesor, este un pedagog înainte de toate, un om profund de la care învăț cu mare drag și cu mare plăcere. Ați locuit și ați lucrat foarte mult timp departe de Europa, în Australia, 23 de ani, nu? Dacă nu mă înșel. Actualmente locuiți în Germania, unde de asemenea conduceți un departament științific într-un institut important. Școală. De fapt o școală este. E o școală, da. Și în ciuda faptului că ați fost mult timp departe de țară, continuați să fiți profund interesat, îmi pare mie, de fenomenul educației din România. În primul rând, bun venit la Galați. În al doilea rând, bun venit aici la RTV Galați Brăila. Și dacă tot ați venit la Galați, să spunem telespectatorilor și care este ocazia. Vorbim despre caravana Aspire Teachers. Pentru cei care nu știu, bănuiesc că în general cei din afara comunității profesorale, pentru că între profesori e cât se poate de cunoscută comunitatea Aspire Teachers, care ajunge, cred că este pentru prima dată, nu? Când caravana ajunge la Galați. Și nu putem să fim decât bucuroși că vreme de două zile, hai să spunem, una dintre cele mai cunoscute și mai iubite comunități de profesori din România va fi activ aici la Galați. Programul deschis publicului, să spunem așa, va fi mâine. Vor fi, să spunem și lucrul ăsta, peste 100 de profesori care deja s-au înscris. E un eveniment sold out, deși sold nu e chiar un cuvânt potrivit, întrucât participarea este gratuită. Domnule Lomaha, pentru că vreau să profit la maxim de timpul pe care l-am cu dumneavoastră, am să trec și la prima întrebare și vă spun sincer, prima întrebare și prima curiozitate pe care o am este: de ce vă mai interesează fenomenul educației din România, până la urmă? Pentru că ce v-am spune că e mai mult decât faptul că aveți rădăcini în România? Asta e cel mai important. Totdeauna am păstrat legăturile, că chiar fiind în Australia, mare parte din familia mea a fost aici, mama, sora, încă sunt, totdeauna au fost stat în România. Dar apropiindu-mă de o anumită etapă din viață, unde am considerat eu că am învățat și că am înțeles destule în ceea ce înseamnă învățământ, m-am gândit unde aș fi mai de folos. Asta a fost. Asta a venit în paralel cu dorința mea de a lucra într-o școală în care se face bacalaureat internațional. Asta am făcut-o mai târziu, convins că este unul dintre, dacă nu cel mai riguros program de pregătire liceală. Și am vrut să văd, am făcut un curs post-universitar la Melbourne și după aceea zis, hai să lucrez într-o școală internațională. Dacă tot lucrez într-o școală internațională și tot vreau să mă mai apropii de România și tot cred că am învățat, am văzut și am înțeles destule pe care le-aș putea transmite celor din România, am zis, mă mut în Europa. S-a întâmplat să fie Germania, pur și simplu s-a întâmplat. Eu speram la Polonia, Cehia, mai pe linia asta este europeană. Și poate nu era așa rău, pentru că cu limba atât germană, atât s-a putut, limba germană, grea treaba. Și așa am ajuns acolo. Și atunci, imediat ce am venit în Europa, chiar un pic înainte, în anul premergător, după ce am știut că vin, am luat legătura cu 2, 3, 5 oameni pe care îi mai știam pe aici. Și așa am, din mici proiecte, am început colaborarea cu Teach for Romania, care m-a convins că e nevoie de ce pot sau cât pot eu, mai pot și eu să ajut pe aici pe acolo și îmi dedic o mare parte din timpul liber, dacă nu tot timpul liber, proiectelor ăsta acolo.
Eu am vorbit despre Aspire Teachers, asta spomenit Teach for Romania, sigur sunt și alte comunități, sigur. Am să pomenesc comunitatea Merito, întrucât sunt și eu parte din ea. Dincolo de faptul că aceste comunități există, cresc văzând cu ochii, e vizibil, spun eu, în ultima vreme, e vizibilă și o tendință de congregare, de agregare a acestor comunități care încep să își întindă mâna, să colaboreze pe tot soiul de proiecte, dincolo de, hai să spunem, o anumită imobilitate și încremenirea sistemului la vârf, pe verticală. Se simte un freamăt la firul ierbii, așa. Există profesori care simt că lucrurile nu mai trebuie să meargă chiar în parametrii în care au mers până acum. Și aș vrea să vă întreb cumva dacă această mișcare în sine este suficientă, poate duce sistemul la un punct critic, la un punct de fierbere, sau credeți că e nevoie și de intervenție de sus în jos, eventual? Da, sunt de acord că sunt foarte multe lucruri bune. Cunosc sute de noastre, poate știți mii de profesori români care, și învățători care fac o mulțime de lucruri bune pentru copii și care vor să învețe unii de la alții și care sunt foarte activi și vor să se schimbe pe ei și vădătă cu ei ce transmit copiilor. Dar nu cred că e suficient. Deci nu cred că e suficient pentru a crea o masă critică cu care să poată lucra și schimba marea masă. Nu e imposibil, dar pe termen mediu nu cred. Cu toate că, într-adevăr, acum au început să colaboreze și organizațiile acestea între ei, oamenii nu sunt, mai ales cei care le conduc sau le coordonează, nu sunt reticenți la a colabora unii cu alții. Cu toate acestea, cred că nu e suficient. Toate sistemele sau țările care au schimbat ceva fundamental au avut intervenții masive de sus, cu sistemice. Da, asta peste tot. Și în Australia și în Germania, dar au fost și multe alte țări. Și astea care le știu, Estonia. Vă întreb asta pentru că am fost, sigur, atât cât a fost mintea, priceperea și puterea mea, am fost unul dintre criticii ideii aparent foarte generoase și foarte intuitive, că e suficient să te schimbi pe tine și ca să schimbi sistemul. Chiar am spus la un moment dat că de la un punct încolo devine nu mai o simplă memă automotivațională, ci devine o formă de autodopaj, o formă de a încerca să supraviețuiești de fapt într-un sistem care e ostil mai degrabă tipul ăsta de profesor. Și că e nevoie de asumare și de intervenție politică, pentru că despre asta vorbim, nu vorbim probabil de intervenție tehnocrată sau numai despre asta. Și dacă tot am pomenit intervențiile acestea sistemice, nu cu mult timp în urmă a fost dat publicității raportul final al proiectului România Educată, pe care sunt convins că l-ați citit cu mare atenție și ați văzut, probabil, dacă ați urmărit reacțiile din spațiul public românesc, au fost foarte polarizate, oameni care n-au văzut nimic bun în proiect, oameni care au spus că e în regulă și așa mai departe. Ce vedeți bun și ce vedeți mai puțin bun în proiectul România Educată? Și aș vrea să păstrez întrebarea asta ca fiind una logic și structural diferită de întrebarea ce vedeți depus în practică, da? Operaționalizabil și ce nu. Să începem întâi cu ce vi se pare în regulă în România Educată. Da, eu am încercat pe cât posibil să nu mă uit de la început la faza de implementare și să zic asta nu se poate face, ce e cu asta sau de unde vine, că asta te duce un pic negativ. Mai ales că implementarea, după mine, e una dintre principalele marile hibe ale sistemului, nu numai de educație, observăm mai multe. Să pun lucrurile bine, să începe bine și după aia nu se duce la cap. Dar am încercat să văd ce este în spate, ce fel de filozofie educațională este în spate, ce fel de gândire. Și ca teoria educației și ca partea pedagogică, teoriile pedagogice care se vor fi. Și pe de o parte ceva se observă destul de clar, pe de alta unele sunt destul de contradictorii. La nivel pur de teoria educației nu mi-e clar dacă se merge pe o linie perennialistă, esențialistă, ca nu numai conținutul, că ce vrei și ce vrei să transmiți generațiilor viitoare și unde începe partea de constructivism care se
precizează clar în document, la pagina 84, și l-am văzut pe acolo la jumătate. Da. Nu mult, dar apare. Am impresia că în partea inițială, când a fost în prima variantă, apărea un pic mai mult, deci nu se exclude. Și care și cum se potrivește, asta nu e clar. Ce păstrăm din tradiție. De asemenea, și asta poate mai vorbi și mâine după prezentare, partea existențialistă, cu mare piesă, întrebările existențialiste. Ajungem. Ce este educație existențialist? Și nu că lipsește, dar nu este evident că există copilul ca și caracter. Ca un om care se va dezvolta, să ia decizii cu capul lui. Este mai mult copilul, elevul, care să se descurce, să intre în angrenajul care există. Deci te pregătim omul să intre în ceva, nu pregătim omul care s-ar putea să refuze acel ceva, s-ar putea să-și facă lucrurile lui. Asta înseamnă să fii dependent. Și asta aici nu mi se pare foarte clar. Mi se pare mult mai clar că se îndreaptă către ceva. Și ca profesor de știință ar trebui să mă bucur că se dă mult mai multă atenție materiilor tehnice. Apare STEM acolo. Cu toate că în document se mai confundă STEM-ul cu STEM-ul. Termina geologia, nu? Da. Termina geologia, dar de când am predat numai chimie, fizică, geologie nu prea am predat. Predau la clasa 8-a, o singuritate de învățare. Dar, deci asta e accentuată partea asta tehnică și partea de digitalizare, care iarăși înseamnă, domnule, sunt computer, este IT, intru acolo, mă voi descurca. Inginerie, e nevoie de ingineri, nevoie de fizicieni și așa mai departe, mă voi descurca. Dar nu că e lăsată deoparte, dar se vede clar că partea umanistă e un pic mai roda săracă în programa asta. Da. Chiar în STEAM, când se spune despre STEAM, sau ar trebui să zicem românește, știam, nu? Da, știam. Ca să bage și artele, apare numai partea creativă a artelor, nu partea de estetică, nu partea de contemplare a frumosului, care dă alt gen de cunoaștere. Nu se precizează modurile de cunoaștere. Ipoteza mea, pentru că am observat și eu lucrul ăsta pe care l-ați pomenit, e că de fapt tehnica de agregare a documentului a fost una pur și simplu cumulativă. Am luat și de la ăștia și de la ceilalți și așa mai departe și am încercat să le punem în așa fel încât să sune coerent. Numai că e greu să sune coerent atunci când iei semnale din zone profund diferite ale societății și nu găsești până la urmă common good, ca să spun așa. Și sigur, foarte interesantă observația pe care a scut-o mai devreme, și anume că poate exista până la urmă și elevul sau absolventul care să refuze integrarea în fluxurile acestea tehnoindustriale. Spunea la un moment dat cineva și mi-a plăcut tare mult expresia: ce facem cu elevul care vrea să-și petreacă viața în pădure meditând? Este el un rebut, de exemplu? Sigur, exemplu e un pic exagerat, dar el pune o problemă. Tot l-ați pomenit pe Biesta, un pedagog foarte interesant și un filozof al educației foarte interesant, pentru care vă mulțumesc, pentru că de la dumneavoastră am auzit prima oară. Mă bucur, mie place. Da, îmi place și m-a prins de la bun început. E adevărat că am început să-i citesc cărțile de la ultima spre prima, nu cum ar fi trebuit probabil, însă mi-a plăcut foarte mult pentru că, probabil și pentru că pune unele probleme la care m-am gândit și eu de-a lungul timpului, în special din postura de umanist. Și ați spus mai devreme, ați vorbit despre elemente de filozofie, chiar de filozofie existențialistă în educație. Punerea problemei omului care poate vrea să funcționeze în afara aparatului de producție, ca să spunem așa, a estetului, până la urmă, a filozofului, a, dacă vreți, rebelului, nu? Dacă ne amintim de teoria aceea interesantă, democrația lui Rancière, nu? Pe care îl amintește Biesta. Credeți că mai e loc pentru așa ceva? Pentru că un reproș pe care l-am auzit la adresa României Educate, venind dinspre cercetători în științe, a fost un articol a unui cercetător de la Cluj, care vorbea despre analfabetismul, spunea, științific al României Educate, plecând la niște afirmații foarte tari, în care mi se spune că educația se bazează pe pedagogie
și pe științe ale educației, care sunt științe în sensul tare. Da. Și mă întreb, iar la întrebarea pe care chiar eu am adresat-o lui Daniel David la un moment dat într-o conversație, întrebându-l dacă mai e loc și pentru filozofie, domnul David a părut să răspundă că nu, întrucât a existat o progresie, să spunem, epistemico-cognitivă, iar filozofia ține cumva de un soi de copilărie a pedagogiei. Astăzi avem doar strict științe ale educației. Vă mărturisesc că sunt un inamic declarat al acestui mod de a vedea lucrurile și cred că există și un alfabetism filozofic al scientismului în științele educației. Și de aia v-aș întreba, ne uitând că nu mi-ați răspuns încă la întrebare, o să revenim la România Educată, la cei buni în ea. Revenim, da, da. Da. Dar haideți să fac o mică paranteză, să vă întreb care e locul filozofiei și care e locul, până la urmă, măsurării și al științei riguroase în Da, în cred educație? Că în primul rând trebuie să acceptăm că nu totul poate fi măsurat și nu totul trebuie să fie măsurat. Spunând asta, după mine, rolul filozofiei, că se apare și România Educată, gândirea critică se menționează de multe ori. Ia, aici filozofia va fi perfect de ajutor. Pur și simplu că lucruri elementare despre inducție, deducție și așa mai departe, despre cum folosești un argument, ce este o premiză, cum faci un silogism. Dacă ai învățat pe profesor, că sunt lucruri, cum știți foarte bine, prea sofisticate, atunci i-ar ajuta să predea elementele de gândire critică, să înveți pe copii să analizeze, să sintetizeze, să tragă o concluzie. Deci aici cred că ar fi de mare, mare folos așa ceva pentru profesor. Bine, eu mai fac uneori, când sunt și eu și ei în formă, mai fac și exerciții de genul ăsta. Luăm programa, citim împreună competențele și vedem dacă se justifică, dacă sunt criticabile, dacă ar trebui, da, de exemplu, să mai fac asta uneori, însă nu tot timpul. Pentru că, până la urmă, să-ți asumi că formezi elevi cu gândire critică înseamnă să le dai, până la urmă, libertatea să atace inclusiv premizele tale pedagogice. Da. Și, adică, pentru mine, gândirea critică adevărată într-acolo merge. Noi suntem însă, mă spun așa cu oarecare amărăciune și nescoțându-mă în afara acestei afaceri, adică sunt la fel de afectat ca ceilalți de situația asta, mi se pare că suntem într-un moment în care nu știm nici să măsurăm și nu știm nici să filozofăm cu adevărat în interiorul practicii educaționale și cumva se simte chestia asta. Sunteți, printre altele, și un bun cunoscător, am evitat iar la mustață cuvântul acela, sunteți, printre altele, și un teoretician și un bun cunoscător al modalităților de evaluare. Cum vedeți practica asta a evaluării, pe care se pune atât de mult preț în România? Notele contează enorm, presa nu mai termină cu topurile școlilor după note și așa mai departe. Asta, da. Dar a zis, acum o iau partea pozitivă, că dacă intru pe astea cu ierarhiile și... La partea pozitivă, de exemplu, în ce privește evaluarea, cel puțin în documentul ăsta programatic, apare foarte clar nevoia de standarde de performanță pentru competențele specifice, care este exact o mare, nu pot să zic pasiune, că o să creadă lumea că sunt un plictisitor, o mare durere a mea. Și am lucrat cu un grup de învățători. Imaginam cum e să ai drept pasiune. O pasiune, cum vreți să zice, sunt gata, închid programul, dacă stau cu oameni la televizor, gata, m-am lămurit cu ăștia. Deci cum să iei competent? Că încep de la lucru simplu, cum să fie o notă de 7 de la Buzău, la fel ca una de la Gârcin sau de la Galați și să știe copilul, cât de cât să le aduci pe același palier. Da. Și din cauza asta trebuie luate și desfăcute competențele specifice și făcuți standarde de performanță sau descriptor de performanță, numele nu contează. Pentru fiecare dintre ele, noi am lucrat la asta și cu meritul am lucrat la un moment dat și după aceea cu un grup sub umbrela SPAE, cu un grup de doamne învățătoare, am dus până la capăt pentru matematică la clasele 04. Nu zic că e cel mai bun, Doamne ferește, dar se poate lucra. Ceva de genul ăsta. Ce vreau să zic este un început unde omul să știe când dă o notă și când scrie o evaluare, teză sau proiect, ce se așteaptă de la copil. Și atunci trebuie defalcate. Deci pentru bine, foarte bine, satisfăcător sau pentru note 8, 9 și așa mai departe, să se știe ce va trebui să producă copilul ca să ia nota respectivă.
Și ăsta este un prim pas. Și am văzut că e destul de mult în România Educată. Sper să, să găsească oameni care să le scrie pentru toate materiile, să le dea așa, să le răspundească un pic, să le mai reajusteze și cât de cât să existe un numitor comun. Atunci când stăm și corectăm o lucrare, diferențele dintre notări să nu fie mai mult de un punct, nici două n-ar trebui să fie, dar un punct e ok. Da. Deci asta ar fi unul dintre etapele importante, dar nu neapărat tot sistemul să fie, să fie bazat sau să, să fie creat în jurul evaluărilor. Dacă evaluăm mai bine, înseamnă copiii vor învăța mai bine. Nu, ne va ajuta mai bine să știm unde sunt copiii la un moment dat, dar predarea abia atunci începe, după ce știm cum, știm cum, da, se fac, cum se fac evaluările. Da. Și un ultimă chestie, diferența între evaluările formative și sumative, iarăși. Și iarăși se menționează, uite, ca să găsim părți bune, evaluarea, cum îi spune acolo, pentru învățare. Mie îmi place să folosesc termenul evaluarea într-o învățare, care este și proces și finalitate, dar să zicem așa, că ai tradus din engleză, assessment for learning, ce faci la clasă ca să-i aduci la nivelul care să-ți poată performa la teză? Că dacă doar le predai și tu le spui și ei acumulează și m-au stat jos și răspundeți la întrebări, asta nu, e o evaluare, dar nu are rolul real la unei evaluări. Da. Ar fi multe, mă gândesc că ar fi multe de schimbat aici și mentalități în jurul evaluării și așa mai departe, pentru că în fond să iei un copil, să spunem, de 2 să-l aduci la 5 o performanță absolut notabilă, de exemplu. Și de multe ori ajunge la public doar faptul că e un copil de 5, de exemplu. Pe de altă parte avem elevi care încă iau 10 doar pentru că s-au nimerit într-o școală bună care nu trebuie să schimbe, să nu-și zdrobească poleala de școală bună. Și, în fine, sunt multe lucruri care cred eu și, și bănesc și noastră că trebuie corijate, însă schimbarea, nu știu, e o chestie despre care se vorbește în România mai des decât despre ciorba de lobodă de ultimii ani, însă schimbările par să fie mai degrabă până în momentul ăsta de suprafață. Lucru bun pe care îl văd eu, ca să nu par nici eu un negativist a priori așa, e faptul că toată presiunea asta de, de jos în sus a produs o oarecare instabilitate în sistem. Mm-hmm. Eu mai aduc aminte perfect și probabil și noastră că acum 15-20 de ani nu se discuta despre educație în România. Lucrurile păreau să fie clare, deși nu erau. Evident că lucrurile s-au schimbat mult. Avem asociații de părinți, avem un consiliu al elevilor care a devenit mult mai articulat și mai vocal decât a fost în trecut. Avem, iată, comunitățile despre care am vorbit. Bun, să vă întreb al doilea lucru despre România Educată. Credeți că ne vom împotmoli iar? Spuneați adineori că implementarea e o problemă. Și pot să vă confirm, m-am lucrat cu ani în urmă la proiectarea unor lecții în SEI. Da? Au fost lecțiile acelea digitale din cadrul... Da, cred că am și atunci. Unele dintre ele, cu toată modestia, o spun, lecții bune, au și luat un premiu important la momentul respectiv. Totuși, în școli, de multe ori au ajuns niște CD-uri care au rămas îngropate prin niște dulapuri, au fost folosite mai mult sau mai puțin. Totul s-a stins și impactul pe care, care a fost dorit la momentul respectiv n-a mai avut loc. Ce credeți? Cât de optimist sunteți în privința implementării viziunii din România Educată? Cred că trebuie să avem un pic de răbdare până vedem aceste comisii, cine coordonează, cum coordonează, când o să apară și termene pentru, până la care trebuie făcute lucrurile. În acest document nu există termene. Nu se spune asta se va face până la data de cutare și din cauza asta nici nu cine e responsabil. Deci trebuie un plan în care să fie clar până la ce dată se introduce ce și cine este responsabil, ca după aia să meargă în jos să vedem cum se face. Și să vezi indicatorii de performanță până ajunge la nivelul respectiv. Deci aș mai da un pic de timp, pentru că, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, ei recunosc foarte multe lucruri care există și toți suntem de acord. Deci sunt liste întregi de ceea ce spunem și noi, ce spun profesorii de la clasă. Chiar se admite că problemele... Chiar cred că trebuie apreciat lucrul ăsta. Da? În sfârșit, un document oficial spune, al produs de români. Da. Spune niște lucruri. Deci asta se spun. Și atunci ce faci cu ele și cum le implementezi, cum duci la capăt, cum reduci analfabetismul funcțional. Și asta, deci trebuie, până la data de noi, în 2030, lasă 2030.
Să vedem și ce se întâmplă astăzi. Nu, un an, doi. Până în 2024 se va rezolva asta. Nu neapărat să dai un procent de PISA, că nu trebuie neapărat să fie PISA singurul criteriu, dar trebuie să ai niște indicatori și de fapt e responsabil. Problema mi se pare foarte des că se fuge de responsabilitatea asta. Din cauza asta eu observ în presa românească și într-un fel e bine când ești în afară, ești mai detașat. Foarte des și foarte repede se dă vina pe profesor. La orice e vina profesor. Nu s-a corectat la bacalaureat diferențe, profesorii se devină. N-au note la titularizare, sunt profesori. Și atunci, cei de deasupra profesorului nu mai sunt responsabili, sunt tot timpul profesori. Și cad în plasa asta și părinții de multe ori care dau profesorii în care n-ar trebui să dea. Nu vorbim de cei care nu-și fac treaba, care o să duc la ore sau să poată urât cu copiii. Vorbim de, după mine, majoritatea profesorilor cât de cât își fac treaba. Și deci e vorba și de cine și ce responsabilitate își asumă. Și în implementare, cine ia taurul de coadă la propriu. Deci eu deocamdată sunt, nu aș putea spune că sunt optimist, dar nici pesimist. Undeva pe la, hai să zic, 51 optimist, pe față la, de 49. Pe la Galați. Sunteți pe la Galați între București și Buzău. Da, ca să spunem așa. Da, cam aceleași sentimente echilibrate le am și eu și general și când am criticat câte ceva, am încercat să spun și ce mi se pare în regulă. Bine, acum n-aș spune că mediile online sunt chiar locul unde să fii echilibrat. În general, lumea vrea să știe tichia cui o porți, în ce tabără ești, dacă ești pentru sau contra. V-aș întreba, tot vis-a-vis de România Educată și ultima întrebare pe tema asta, cum vedeți ideea aceea care a născut foarte multe discuții, probabil a fost cea mai comentată idee din România Educată, a examenului de admitere pentru liceele care, unde cererea depășește oferta. Da. Au fost argumente și pro și contra. Credeți că are potențial mai degrabă pozitiv? Sau da, eu văd negativ. Din cauza că nu se potrivește nici cu documentul în sine, care pune accent pe echitate, de exemplu, și asta orice este numai de echitate nu este. Dai șanse liceelor să selecteze, deci atingi problema de echitate care mi se pare că nu se potrivesc. Iar al doilea este de ce mai ai evaluare națională. Deci două examene... Evaluarea națională, dacă înțeleg eu bine, devine un soi de cale de acces de rang 2 în liceu, cam pe unde mai rămân locuri, nu? Cam... Deci cine intră la un liceu care are examenul, poate să nu mai dea, așa, chiar așa se spune, nu? Poate să aleagă să nu se prezinte la evaluarea națională. Deci face o evaluare. Bine, și liceele pot alege să organizeze sau nu admitere, nu e o chestie obligatorie. Da. Un argument foarte interesant, eu am fost, v-am întrebat întâi ca să nu, mă rog, să nu influențez oarecum răspunsul, însă eu am fost clar împotriva măsurii. Cam pe aceleași considerente. Eu cred că deja avem o problemă adâncă de segregare în sistem și nu văd de ce am agrava-o. Însă am primit din partea unei doamne profesoare, director de Colegiu Național, un argument care mi s-a părut interesant. Îmi păstrez poziția de fond, însă argumentul mi s-a părut interesant. Și argumentul a fost următorul. Doamna nu opta pentru, neapărat pentru un examen, ci pentru un soi de interviu cu candidatul în afara evaluării naționale, motivând că în actuala formă evaluarea națională este atât de, hai să spunem, previzibilă și subiectele sunt atât de algoritmic clare, încât ea nu asigură o selecție reală, de fapt. Te poți trezi că ai acolo pur și simplu elevii care au învățat așa ca la circ să rezolve un anume tip de subiect și nu neapărat cei mai buni dintre ele. Interviul ar adăuga cumva un filtru suplimentar care de fapt ar face mai echitabilă selecția. Iar putea aduce pe cei care în mod normal ar rata din cauza unei note ceva mai mici la evaluarea națională și care au șansa interviului ca să remedieze chestia asta. Mi s-a părut o perspectivă interesantă. Și mie, mi se pare ok. Asta e ok. Nu e examen, e dar interviul e exact. E altceva decât examenul.
da. Până la urmă. Da. Și dă totuși o anumită pondere și evaluare la celor și o lași pe aia. Dacă tot o ai, o lași cum este, vrei să mai introduci ceva în plus, nu un alt examen. Asta nu înțeleg. Da. De ce. Da. Dar și asta totuși vine, și nu zic neapărat e greșit, dar e o observație. Din o chestie culturală românească, de a avea acest elitism în licee. Se vorbește mereu de licee. Eu nu folosesc niciodată cuvântul bun pentru un liceu. Pentru că e foarte greu să definești, dacă nu e imposibil, să definești ce e bun. Noi doi, dacă stăm trei ore aici până definim ce înseamnă un liceu bun, dar amintesc când mai ai o țară întreagă. Deci, ce înseamnă liceu bun și așa mai departe. Dar sunt licee bune. Un liceu bun sunt unde se intră cu note mari și unde se duc la facultăți. Și asta e amuzant, că pentru faptul că elevul ia note mari, liceul e bun și nu școala care l-a pregătit de la nota mare. Respectiv, mi se pare o chestie foarte interesantă. Foarte bună observație, da. Corect. Da, dincolo de asta, sigur, realitatea e foarte complexă și de aia am impresia că uneori ne grăbim să o simplificăm și facem, definim liceele bune pur și simplu prin liceele care au cea mai mare rată de promovare, care au cele mai mari note, cele mai mari medii, ceea ce este evident simplist, pentru că știm astăzi dintr-un milion de studii și de cercetări cât de mult contează factorii economici, familiali și așa mai departe în obținerea rezultatelor. Alminteri, așa ușor filozofic, pot să vin și să întreb dacă un elev care ia 10 la BAC, de exemplu, dar care nu are nicio problemă în a copia, e un produs de succes sau nu al școlii, de exemplu? Pentru că eu văd și elemente de eșec aici în procesul educațional. Da? Traduc acum cartea lui Ari Poca despre managementul finlandez și chiar m-a izbit chestia asta, că copiat e văzut drept cel mai mare ofens posibil pe care elevul poate aduce sistemul. Peste fumat, consum de droguri, violență și alte lucruri de genul ăsta, omul spune foarte clar, nu există lucru mai grav decât să copiezi. Hai să vă zic de exemplu la noi la școală, din clasa 6 începem, deja la sfârșitul clasei a 7-a, toți copiii știu să scrie o bibliografie anotată corectă folosind un sistem oficial. Dacă nu o folosesc, eu ca un criteriu de no-go, nu treci. Deci, numai de a face bibliografia. Dacă e prins pe plagiat, acum toată folosim. Noi folosim Turnitin, dar sunt și alte programe care pot fi folosite. Dacă a trecut de 8-10%, deja începe să verificăm de unde apare partea aia în plus. Și așa e mult peste 5%, dar hai să zici că sunt la ăștia mici. Și îi pui să o facă din nou, iar dacă i-a prins la bacalaureat, au pierdut. Dacă au, că noi facem o evaluare internă, se cheamă internal assessment, unde trebuie să prezinte o lucrare, la istorie și engleză trebuie să scrie eseu și acolo dacă copiez, teoria cunoaște care pe doar trebuie să scrie eseu și dacă au copiat peste un anumit procent și ei au prins la corectarea externă și eu n-am văzut ca profesor, mă sancționează și pe mine, îi dă zero lui, ca toate, și mă sancționează și pe mine că eu am autentificat lucrarea pe care a trimis-o când el a plagiat. Și atunci trebuie să-l verific și eu la plagiat. Deci ca să confirm ce spuneți dumneavoastră, plagiatul și copiatul nu sunt. Nu-și mai pun problema, deci nu. Da, mie mi-e teamă, pentru că așa cum nu spune un principiu celebru politic, politics is downstream from culture, nu? Putem spune și că education is downstream from culture. Și problema e că la noi există și o toleranță de fond față de fenomenele astea, pentru că în România știți foarte bine, ne-am descurcat fiecare cum au putut bine, în cazul meu mai mult părinții mei decât eu, dar cu toții ne-am descurcat cumva pe sub lege, pe lângă lege, și atunci inclusiv tentativele astea de furt. Să vedem, de exemplu, cazul celor 200 de studenți, nu, 200 parcă erau, sau 50, nu mai țin, 50 de studenți parcă erau prinși, că aveau un grup de WhatsApp și un sistem bine pus la punct de copiat, care, mă rog, să dea Dumnezeu să fi fost excepția, ca să spunem așa, să fost izolat. Și aici se simte un cerc vicios, pentru că, pe de o parte, sistemul de educație ar trebui să schimbe mentalitățile astea care, până la urmă, țin captive inclusiv sistemul de educație. Și de când am citit prima oară lucrul ăsta,
pe la John Hattie și pe la, mă rog, alți pedagogi importanți, am avut o revelație în momentul ăla, când am citit faptul că într-un sistem care e proiectat în felul ăsta, nu poți, nu poți să devii ca profesor doar tu un game changer. Pentru că pur și simplu povara decizională e prea mare. Adică ce faci în momentul în care îți vine un copil care are, să spunem, numai medii foarte mari, iar tu constați că nici n-ar trebui trecut. Bun, să zicem că aici îți asumi și că mergi pe, ești principial și faci ce trebuie, dar gândiți-vă la toate pierderile de învățare care se acumulează de la an la an și copilul ajunge fața ta, de exemplu, în anii mari de liceu, presupunându-se că știe sau că poate anumite lucruri pe care de fapt nu știe, nu le poate, iar tu nu poți să le evaluezi conform standardelor corecte. Niște, întotdeauna am bănuit că există niște dileme umane și morale teribile ale profesorului român care încearcă să fie principial și vertical în sistem. Pentru că ne apropiem de finalul orei pe care o avem la dispoziție, a trecut repede, nu? Aș vrea să vă întreb ceva care la prima vedere pare poate o chestie mai tehnică, așa, ca să ne creadă lumea plicticoși pe amândoi, dacă o mai fi rezistat cineva până la final. Și în România se vorbește foarte mult de competențe. Sunt teoretizate, profesorii le-au învățat la cursurile de formare, programele propun competențe și mai departe. Însă, cât de mult este impresia noastră generală că se lucrează efectiv în momentul ăsta în România pentru formarea de competențe și nu doar pentru, știu, asimilarea unor conținuturi? Pentru că am lucrat cu grupul de un an de zile, asta fac, cu diverse grupuri. V-am zis, cu Merito și cu Teach for Romania special și cu Aspire și la competențe, mai ales la matematică. Părerea mea, în afară de aceste grupuri și câțiva alți profesori care mai fac, hai să zic 10%. Nu cred că e mai mult de 10%. Nu se face, pur și simplu. Lumea dă note așa cum crede. Nu înseamnă că le dă greșit, că cu experiență când îi întreb, se potrivesc. Și au judecată, mai ales cei cu experiență. Dar pentru cei care sunt la început, sunt complet dezorientați. Și nu învățăm. Nu se folosește. Deci cred că o chestie, de asta m-am și tot băgat în lucrul ăsta, pentru că cred că este absolut necesar. Deci asta e, hai să zic 20%, așa, să fiu generos. Este îndreptățită critica, întâmpinarea celor care spun că e un regres, există o linie întreagă de criticare a pedagogiei competențelor, inclusiv prietenul nostru comun Biesta, nu? Face chestia asta. Au dreptate cei care spun că de fapt învățământul bazat pe competențe e o sărăcire a educației pentru că pune ceea ce e practic și util înaintea cunoașterii. Ei, acum dacă am intrat părerea asta, dar asta e o alegere a sistemului. Eu le spun, domnule, asta a ales sistemul românesc să folosească competențele. Nu toată lumea folosește competențe. Noi avem obiective, nu zic că obiectivele de învățare sunt mai bune și mai departe, dar poți să predai concepte, să evaluezi concepte și ala să devină scopul, înțelegerea unui concept, de exemplu, și aplicabilitatea lui. Nu știu dacă, dar nu e neapărat cea mai bună variantă. Dar este adoptată, România a ales să meargă pe linia asta, asta nu se va schimba în viitorul apropiat și atunci trebuie să te adaptezi, dar trebuie să le faci să le înțeleagă omul despre ce e vorba. Altfel rămâne, nu, cum faci trecerea asta de la a preda cunoștințe A, B, C, D și așa mai departe, la competențe? Nici ideea de competență nu e complet înțeleasă și am văzut că la partea bună a programului ați văzut, explică. Dom'le, competență înseamnă asta și cunoștințe, da, faptice și atitudini, deci se discută despre asta, cred că e un prim pas. Da. Mergând pe linia asta, trebuie explicat profesorul ce înseamnă, în primul rând, o competență. Și după aceea, cum predai și cum să ajungi la competență. Și cât sunt de greu, până la urmă, de format atitudinile, da? Valorice și asimilarea profundă a valorilor. Pentru că una e, de exemplu, să mergi la un copil de clasa a 6-a și să-i scrii pe tablă definiția toleranței. Totul altul este, al lucru este să-i formezi deprinderi de om tolerant, ceea ce mi se pare infinit mai, infinit mai greu. Da, da, sigur. Da. Și noi, de exemplu, am avut în Australia la un moment dat valori, erau puse, trebuia să le includem în program
Și un an n-a durat mai mult în care trebuia să le și evaluăm. Și au dat seama că nu se poate evalua, le-am scos. Eram obligat să le predăm, trebuia să arătăm ce activități de învățare făceam pentru a preda sau încerca să comentăm valorile, dar nu ne-au mai obligat să le evaluăm, că și-au dat seama că nu se poate evalua. Exact. Asta apropo și de discuția despre ce putem și ce nu putem măsura până la urmă. Pentru că eu am avut uneori surprize de genul ăsta în clasă, când credeam că lucrurile sunt bine stabilite, că am lucrat suficient, că am făcut tot soiul de activități. Să observ după aceea comportamente spontane care contraziceau literalmente tot ceea ce credeam eu. În special pe latura aceasta, sigur, valorică, atitudinală. Pentru că dincolo e ceva mai ușor de măsurat, aș spune. Da. Da. Eu, ce să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru conversația de azi. Și eu vă mulțumesc. Abia aștept și restul zilei de azi, că noi de aici plecăm. Uitați, primesc un semn din regie că mai avem încă 10 minute. Cred că e o ofertă. Să nu pierd. Dacă am vorbit frumos așa, am primit 10 minute în plus, așa că mai amân un pic mulțumirile. Voiam să spun că noi de aici plecăm la treabă, oarecum. Uh-huh. Iar mâine va fi și mai multă treabă. V-aș întreba dacă... ar fi, haideți, am tot zis să nu pun întrebarea asta, dar dacă mi s-a oferit timpul suplimentar, am să o pun așa, pentru că e în obișnuința mea să nu pun întotdeauna întrebări neapărat comode. Dar dacă ar fi, nu știu, să numiți trei lucruri pe care le considerați în momentul ăsta cele mai nocive în sistemul de educație din România și care credeți că ar trebui înlăturate sau rezolvate cumva. Care ar fi acesta? Și vă las un pic una, două le am, că tot timpul. Deci inechitatea, primul rând, inechitatea socială. Deci asta de departe numărul unu. Și e ușor să treci peste ea sau să te faci că nu există dacă, știu, predai la un liceu, la o școală, ok, într-un oraș. Am fost într-un sătuleț din Brașov, Augustin, să chiar. Da, eu v-am urmărit, ăsta le-am văzut. Și... ce am văzut acolo, e greu, n-am cuvinte, nu trebuie să fiu scriitor ca să pot descrie situația. Deci, în România de astăzi. Deci, destine de familie și de copii, că vorbim de copii acum. Nu e că dăm vina pe părinți că ei nu fac sau nu trec. Copiii n-au nicio șansă. Deci familii cu 5 copii, în care cel mai mare 13 ani, cel mai mic 7 ani, mi se pare, niciunul n-a fost la școală o zi. O zi n-a fost la școală. Copiii care nu vin cu săptămâni. Faptul că îl raportez că am adus școlar după 4 ani, dar el este înregistrat că e la școală și chiar îmi spuneam, am văzut acolo o fată că după se... cu copil. Deci are copil de un an și el este înregistrat că încă e la școală, că Diana n-a mai fost de 3 ani pe acolo. Și multe, multe povești de genul ăsta. Augustin, deci, dacă mi-aduc bine aminte, o localitate foarte mică, nu? E ceva de... are vreo 2000, 1800 are. Okay. Așa, și vreau să întreb dacă e școală, dar e. E că de-aia m-am dus, pentru că cei de la Teach for Romania, care acolo au luat un autobuz, l-au refolosit și îi fac after school acolo cu copiii ca să vină să mai învețe să scrie, să citească și merge foarte bine. E o inițiativă excelentă, că de-aia m-am și dus, că îi admir foarte mult. Este școală, dar îi nu vin. Deci, pur și simplu, nu vin la școală. Nu îi vezi. Și de ce credeți se întâmplă asta? Pentru că oamenii nu văd rostul? Nu văd niciun rost la școală, nu. Nu văd niciun rost în școală. Bacă le e teamă, mai ales dacă au fete, să nu circule singure de la școală până la capătul satului unde vine, cu toate că nu e violență în sat, adică nu e că se bat pe stres. Dar le e teamă de lucrul ăsta, nu văd nicio valoare în asta. Nu înțeleg de ce s-ar duce la școală. Poate și cheltuiel, că trebuie să-l îmbrace. Copiii lipsesc de la școală, de exemplu, că au zi de spălat. Deci asta e ziua de spălat și ziua de spălat trebuie să ia apă de la vreo 2-3 km, să ducă care apă, spală cu părinții, toate casele pe drum pe unde mergeam, casă după casă, erau haine înșirate afară ca să le usuce, peste tot. Așa mă întreb, soluția ar fi, sigur, Teach for Romania, după părerea mea, e probabil proiectul care face cel mai mult, așa, mergând pe culmile disperării aproape, da? Dar oare soluția e ca oamenii de la Teach for Romania să încerce să creeze acolo un pic de normalitate sau pur și simplu să se investească niște bani? Ei salvează câțiva copii.
asta reușesc, să schimbe sistemul în niciun caz. Pur și simplu aici ar fi o investiții simple. Hai să nu mai zic de drum, că drumul e desfundat și când nu plouă, poți să mergi decât cu 4x4 pe acolo, dar să-i ajute pe oamenii să aibă mașini de spălat, să le dea o parte din bani, să aibă mașini de spălat. Pentru că dacă ar avea mașini de spălat, ar merge procesul de spălare mai repede. Dacă ar avea și uscători, ei chiar vor să achiziționeze niște uscătoare, dar avea hainele ude a doua zi. Deci s-ar reduce cred, cu 20% în multe familii abandonul. Adică acea zi pe care ei o lipsesc de la școală pentru că spală sau nu au haine uscate, că n-au decât rând de haine, n-ar veni. Deci asta aici spune. Sau să aibă un microbuz mai mare sau unul care să se ducă, să ia de la școală de două ori pe zi, să vină înapoi, fără atâta birocrație că trebuie să mai ai un profesor. Că ce făceau? Au băgat unul, dar trebuie să fie un profesor cu ei. Profesorul suplinitor vine de la Barăul sau de la Brașov. Ca să vină la 6 dimineața, trebuie să plece la 5 de acasă ca să suie în autobuz să ia pește de la capul satului. Chestii de dorit. Da. Deci asta cu inechitatea socială. Alta ar fi foarte slabele module psihopedagogice din universități pentru pregătirea profesorilor. De la gimnaziu în sus, experiența mea cu învățătorii este mult mai pozitivă la partea pedagogică decât cea cu profesorii de gimnaziu, care pot termina și deveni profesori, să duc la catedră cu 2 sau 3 zile de predat la clasă. Eu chiar le spuneam, eu când am făcut modulul psihopedagogic, am făcut un an de zile la SENE, am făcut 6 săptămâni, 2 blocuri de câte 3 și după prima săptămână am intrat la clasă și am predat la 8 și la 11. Și îți scria raport și dacă nu treceai, te dădea afară din curs, indiferent dacă aveai 10 la toate. Deci, practic asta, să-i vezi, să te descurci, să ai un mentor și așa mai departe. Asta mi se pare foarte, foarte slab. Și restul vine de sus, de felul care selectează ministerul, inspectoratele, după mine iarăși, rolul inspectoratelor care nu-i ajută pe profesor, cred că ar fi a treia. Inspectoratele sunt numai un instrument, sau în mare măsură, nu vreau să niciun caz să jignesc pe inspectorul care își fac treaba, în mare măsură mijloace de control și nu de sprijin. Deci rolul principal al inspectoratelor trebuie să fie de sprijin. După aceea de control, aveți Aracip pentru control, poate să te controleze acolo foarte bine. Deci ai nevoie. Bine, cei de la Aracip sublinează întotdeauna că ei nu controlează, ei doar evaluează extern. Aia trebuie separat, vede că și acolo am văzut cu dosare, nu știu ce, dar normal că trebuie să te mai vadă cineva dacă îți faci treaba ceea ce da. Pentru care ești plătit. Dar cine îi sprijină pe profesor să și-o facă mai bine? Da. Dacă stau speriați. Deci am astea trei, cred că ar fi principal. Mm. De data asta chiar ne apropiem de final. Foarte rapid, o ultimă întrebare la care vă rog să răspundeți dacă puteți tot rapid. Bun, despre o evaluare inițială, să spunem, în facultăți precară s-a tot vorbit. Ce părere aveți despre sistemul ulterior de formare, cel care se face prin CCD-uri sau prin alte... Vi se pare că este eficient? Vi se pare că undeva pe parcurs, pentru că, bun, părerea mea e că pierdem cumva pe parcurs lucrurile bune cu care începem. Și de-aia aș fi fost curios cumva cum vedeți chestiunea asta. Din ce înțeleg de la profesorul care vorbesc, cam 50-50. Deci sunt unele foarte bune, oamenii sunt mulțumiți, altele unde mulți se duc doar ca să aibă credite, puncte și așa mai departe și nu pleacă cu mare lucru acasă. Mm. Cred că nu trebuie scoase, dar trebuie mult mai mult făcute pe nevoile oamenilor. Oamenii trebuie să zică, uite, de asta așa ceva și avea nevoie, organizați-i miuna. Hai să vedeți, ne facem un grup și voi veniți și ne ajutați pe linia asta. Da. Să vină cerința, cel puțin, să vină de jos în sus. Nu, noi vă oferim asta, veniți că vă dăm puncte. Da. Da, aici eu văd lucrurile un piculeț altfel, în sensul că, da, de acord cu identificarea nevoilor, de jos în sus. Pe de altă parte, cred că nu e rău să existe și o ofertă care nu e neapărat extrasă din analiza de nevoi, pentru că pot să dau exemplu unor cursuri pe care le facem noi, de exemplu, la CCD Galați, care n-au venit neapărat în urma unor analize de nevoi, dar au fost foarte bine primite. De exemplu, un curs de consiliere filozofică, care e o chestie care cred că nu s-a mai făcut în România. Și oamenii au răspuns foarte bine. Dincolo de asta, mie mi se pare că o problemă e și faptul că avem foarte puține mijloace să mai vedem de fapt ce
mai ajunge efectiv în, în clasă. Da, în copil. Da. Deși există monitorizare post-formare, însă de multe ori inclusiv școlile sunt reticente în a primi metodiștii care vin să, să mai vadă, domnule, ce aveți cu noi, de ce ne controlați, am plătit cursuri legate, lăsați-ne în pace. Dar, mă rog, nu știu în ce măsură rezolvarea la problema asta. Doar un mic comentariu, mi-am să aminte ceva. Cele mai bune pregătiri de genul ăsta pe care le-am întâlnit în Australia special a fost când ne-am dus un grup de profesori și cu director. Deci când a zis directoarea, uite, asta e interesant, vrem să o implementăm, haide să mergem împreună. Ne-am dus 5-5, ne-am stat acolo 3 zile cât a fost, că erau mai mult. Am venit cu ideile, le-am discutat și după aia i-a fost și ei mai ușor și să, prin noi să le răspândim. Am dat la o parte ceea ce am crezut că nu-i de folos, dar a mers foarte bine, pentru că ai și mai mulți, că dacă se duc numai 2-3, nu o să schimbe școală. Dacă se duc 5-6 sau dacă mai sunt șef de catedră sau mai cu experiență de mai știu oamenii școală, dacă se duce numai directorul, iar a venit cu idei. Da, presupun că trebuie să ai și un mindset de om care învață, da. o mentalitate de ființă failibilă și nu de nemuritor. Da. Știu, pare greu de crezut, dar să știți că din toate lucrurile pe care mi le spun elevii, măcar asta n-am pierdut în ăștia aproape 20 de ani de profesorat, tineri încă vorbesc fără mari rețineri cu mine, cred că lucrul care mă contrariază și mă sperie aproape e că încă trăim într-o cultură școlară în care greșeala este sancționată, aspru. Și vă mărturisesc că nu, mintea mea nu poate să înțeleagă cum se poate chestia asta. Adică vorba nu lui Woody Allen, suntem mult mai aproape de prostia naturală decât de inteligența artificială, de unde până la urmă tipul ăsta de atitudine infailibilă și teama de a greși într-un fel sau altul. Cred că este cumva inculcat în capul oamenilor de mici. Pentru că eu am întâlnit, pe unde am mai fost și la prezentări, întrebări, mai pun întrebări mai... și îi văd că se gândesc și că încearcă, dar nu participă la discuții. Le e frică, că am întrebat după aceea, am fost la Suceava, am avut aproape 150, că erau foarte mulți de viitori învățători. Le-am dat de lucru, am făcut atelier și lucrau oamenii și sunt inteligenți și așa mai departe. Când era la întrebări și la discuții, nu întrebau. Și am tot încercat să aflu. Le e frică să nu spună ceva care nu-i bine sau ceva greșit. Bun. Tineri! Da. Din păcate, s-au terminat și cele 10 minute. Cred că am mai sărit un pic și peste pragul celor 10 minute. Eu v-aș ține de vorbă până mâine dimineață, dar acum mai avem și altă treabă azi în cadrul celor două zile Spy Artichas la Galați. Vă mulțumesc tare mult, a fost o plăcere și un privilegiu să v-am invitat și să ne revedem cu bine data viitoare. La revedere! Mulțumesc și eu! La revedere!